Dragi frați slujitori, cu ajutorul bunului Dumnezeu continuăm lucrările Conferinței Naționale a Păstorilor din anul acesta. Dezbatem împreună această temă pe care am considerat-o și o considerăm foarte importantă, integritatea creștină între provocare și mod de viață. Am auzit vorbindu-se despre integritate, iar în a doua sesiune acestei conferințe s-a vorbit despre provocările contemporane. Și suntem chemați acum în cea de-a treia sesiune să ne gândim la felul în care putem și trebuie să apărăm integritatea creștină. Așadar, continuăm să vorbim despre integritate, provocări și mai ales despre ce trebuie să facem ca să rămânem integri și să apărăm integritatea creștină. Cuvântul integritate vine de la un cuvânt din limba latină care înseamnă întreg, complet, intact. Integritate înseamnă onestitate, incoruptibilitate, cinste, sinceritate. Practic, integritatea înseamnă multe însușiri pe care în același timp le are cel care este integru. Noi vorbim despre integritatea creștină și credem că ea este aceea care ne-a fost lăsată de Domnul Iisus Hristos și de Sfinții Apostoli. Am înțeles ieri, în cursul zilei de ieri, că un adevărat creștin trebuie să fie integru. Iar noi ca și slujitori trebuie să fim integri și în vorbire, și în trăire, și în slujire. Și ni s-a mai spus și ni s-a spus bine că integritatea este un lucru extrem de important, este cel mai important lucru. Toate celelalte vin de la Domnul dacă noi suntem integri. Dacă suntem integri, suntem lumina lumii și sarea pământului. Suntem epistole scrise și citite de toți oamenii. Ce înseamnă a apăra integritatea? În plan personal trebuie să urmărim să fim integri. Ca și copii al lui Dumnezeu, asta înseamnă să apărăm integritatea, să rămânem integri. Dar noi suntem păstori și avem mare răspundere înaintea lui Dumnezeu. Pentru păstor, pentru lider, a apăra integritatea înseamnă să ia toate măsurile care trebuie luate ca cei care le-au căzut la împărțeală, cei pe care îi slujesc, să știe ce-i integritatea, să o urmărească și să reușească să fie integri. A apăra integritatea, în înțelegerea mea, înseamnă a o păstra așa cum o găsim în Sfânta Scriptură. A nu adapta integritatea la vremurile în care trăim. A păstra, a lupta și a apăra integritatea înseamnă să nu schimbăm standardele pe care le-a așezat Dumnezeu și să nu coborâm ștacheta, indiferent cât de stricată este lumea în care noi trăim. Încă din primul viac, apostolii și ceilalți slujitori ai Domnului au avut probleme în zona aceasta. Au fost nevoiți să apere integritatea, să știți. Și eu vreau să vă aduc aminte de Iuda, fratele de corp al Domnului Iisus, un rob al Domnului, care a făcut lucrul acesta. El scrie în epistola sa: m-am văzut silit să scriu, să luptați pentru credința care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna. Altfel spus, să luptăm și să apărăm credința. Și citim în continuare ce l-a determinat pe Iuda să scrie cuvintele acestea. S-au vârât între voi oameni care tăgăduiesc numele Domnului Iisus și schimbă în desfrânare harul lui Dumnezeu. Fratele lui Filip spunea bine că de fapt harul este acela care ne ajută să fim integri. Pavel scrie la Tit, capitolul 3, versetele 11 până la 2, 11 la 13, căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii,
a fost arătat și ne învață să o rupem cu băgânătatea și cu poftele lupești și să trăim în viacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Domn și Mântuitor Iisus Hristos. Asta înseamnă integritate. Harul ne învață și Harul ne dă puterea să fim integri. Ori chiar atunci, în primul via creștini, s-au strecurat în adunare, în adunările locale, oameni care au contestat persoana Domnului Iisus și au schimbat în desfrânare Harul lui Dumnezeu. Au lovit la temelie credința dată Sfinților odată pentru totdeauna. Și Duhul lui Dumnezeu l-a făcut pe Iuda să schimbe planul, voia să vorbească despre mântuire, dar a vorbit despre altceva. Și a chemat pe oamenii de bine, pe adevărații credincioși de atunci, să lupte pentru credința dată Sfinților odată pentru totdeauna. Noi suntem păstori, dragii mei. Și Marele Apostol Petru spune în 1 Petru 5 cu 2, păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră. Noi trebuie să avem grijă de viața personală, să nu ne pierdem integritatea. Dar în același timp trebuie să avem grijă și de alții. Pentru că în mare măsură răspundem de ei. S-a amintit ieri de Ezechiel, Dumnezeu i-a spus, dacă transmiți mesajul din partea mea, nu răspunzi de sângele celor care vor muri. Dar dacă îl primești de la mine și nu-l transmiți, răspunzi. Și voi cere din mâinile tale sângele lor. O, noi am vrea să ne facem datoria, să păzim turma, să apărăm credința și să apărăm integritatea. Și Marele Apostol Pavel a făcut lucrul acesta și l-a făcut foarte bine. Citim în Fapte, capitolul 20, că de la Milet a trimis la Efes să vină prezbiterii de acolo să stea de vorbă cu ei. Știți că a stat vreo 3 ani acolo și a întemeiat biserica și a zidit-o. Și o purta în inimă, chiar dacă era plecat din această cetate. Și le-a spus prezbiterilor, știu că după plecarea mea se vor vâri între voi lupi răpitori care nu vor cruța turma și se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase. Vor veni lupi răpitori de afară și se vor scula dintre voi oameni care vor învăța lucruri stricăcioase. A păzi biserica, a lupta pentru credință, a apăra integritatea, înseamnă să ai grijă și să lupți și cu aceia care se ridică dinăuntru și cu aceia care atacă din afară. Nu-i deloc ușor. Dar nu este imposibil. Domnul a spus că va fi cu noi și dacă vrem, în numele Lui vom fi mai mult decât biruitori. Apostolii, liderii din primul veac, au apărat credința și au apărat integritatea. Și au avut grijă ca membrii bisericilor lor să fie integri. Când au apărut oameni care au învățat lucruri stricăcioase, au luat măsurile care trebuiau luate. Și a fost un lucru corect. Fără îndoială, vremurile de astăzi sunt mult mai grele decât vremurile de atunci. Și ca să ajungem la vremea de astăzi, vreau puțin să ne uităm în istorie și să vedem că din punctul de vedere al integrității, lumea a involuat foarte mult în câteva sute de ani. Până în secolul XVII, se consideră că a fost perioada premodernă. Atunci se considera că adevărul absolut este deținut de către cler.
În secolul XVII, René Descartes a proclamat suveranitatea rațiunii și a spus: trebuie să căutăm adevărul absolut pe cale rațională. Și atunci a început perioada modernismului creștin, pentru că lucrurile nu se puneau rău atunci, se puneau bine. Să căutăm adevărul absolut în Biblie, spuneau ei, folosind rațiunea și credința. Și pentru o vreme modernismul creștin a cuprins Europa și America, Statele Unite ale Americii în mod deosebit, și a fost o perioadă bună. Dar apoi a început marele declin. După modernismul creștin, a urmat modernismul secular. Și exponenții acestei perioade au spus: căutăm adevărul absolut în știință pe cale rațională. L-au exclus pe Dumnezeu, au renunțat la religie, au renunțat la credință. Modernismul secular a fost dominant în secolul 20. Apoi spun specialiștii, în secolul trecut, anii 60, 70, 80, cândva în perioada aceea, am intrat în perioada postmodernă sau postcreștină, cum se spunea ieri. Postmoderniștii spun că nu există un adevăr absolut, ci există un registru de adevăruri relative. Dacă modernismul creștin și cel secular spuneau că există un adevăr absolut și spuneau unde ar trebui căutat și cum ar trebui căutat, pentru că moderniștii seculari au falimentat în căutările lor, postmoderniștii spun: nu există un adevăr absolut, ci există un registru de adevăruri relative. Totul e relativ în morală, totul e relativ în domeniul spiritual, totul este relativ. Și s-a vorbit bine ieri după masă despre provocările contemporane, pentru că în această perioadă sunt foarte multe provocări, sunt foarte multe atacuri de care trebuie să ne apărăm și împotriva căruia trebuie să luptăm. Și n-am să le iau pe toate și nici cele mai multe dintre cele care au fost prezentate ieri, ci în mod deosebit vreau să mă refer la câteva aspecte din zona morală și apoi la cea religioasă. Iar după aceea să vedem ce e de făcut, ce ar trebui să facem după cuvântul Domnului, să apărăm integritatea. În secolul trecut, în anii 60, în Statele Unite ale Americii a început așa numita revoluție sexuală. Promotorii acestei revoluții spuneau cam așa: să-i eliberăm pe oameni de orice îngrădire religioasă, tradițională și orice altceva, și să-i învățăm să nu se mai teamă de nimic, să nu-și facă procese de conștiință și să facă tot ce le place. Asta a fost învățătura celor care au început această revoluție. Și dumneavoastră știți foarte bine ce s-a întâmplat în anii care au urmat și mai ales unde am ajuns în anul 2015. Pentru că încetul cu încetul, curvia, păcat foarte grav după Sfânta Scriptură, a ajuns să nu mai fie considerat o problemă deosebită. Apoi avortul, apoi trăirea înainte de căsătorie și așa mai departe. Și lumea care a devenit tot mai secularizată a influențat foarte mult biserica și bisericile creștine. O spun cu durere. Iar în jurul anului 2000, din punctul acesta de vedere, am intrat într-o altă perioadă. La început au fost aprobate căsătoriile, parteneriatele între persoane de același sex. Și apoi
țări din Occident, una după cealaltă, au aprobat căsătoriile între persoane de același sex. Și anul acesta, în iunie, pe 26, a zice că oamenii de bine din lumea întreagă s-au cutremurat atunci când Curtea Supremă a Statelor Unite ale Americii a aprobat căsătoria între persoane de același sex în Statele Unite. Pentru că oameni profunzi, oameni temători de Dumnezeu, au spus, lumea va fi altfel decât a fost până acum. Mi-aduc aminte că atunci când au avut loc atacurile teroriste, pe 9 septembrie 2001, foarte mulți au spus, de azi înainte, lumea nu va mai fi cum a fost și cred că au dreptate, din punctul acesta de vedere, este altfel. Dar și din acest punct de vedere se pare că lucrurile se schimbă. Vezi, dumneavoastră, au apărut deja voci după iunie 2015 care spun pedofilii sunt o minoritate, ca și homosexualii, și ar trebui să se facă ceva și pentru ei. Alții apără poligamia și alte lucruri foarte grave și vinovate înaintea lui Dumnezeu. Și mai nou, cred că a citit ca și mine, se vorbește tot mai mult și cu insistență de așa numita corectitudine politică. Corectitudinea politică pleacă de la ideea că prin ce spunem, prin ce facem și prin ce inițiem, să nu ofensăm, să nu marginalizăm și să nu excludem grupuri de oameni, minorități, fie că sunt ele sexuale, religioase sau de altă natură. În zona morală, și m-am referit la aspectul acesta doar, că morală înseamnă mult mai mult, am ajuns aici. Corectitudinea politică ne-ar cere să nu mai zicem, să nu predicăm nimic împotriva homosexualilor. Acelora care chipurile s-ar fi născut așa și ar fi altfel decât noi. Se zice, sunt minoritari, dar este corect politic să-i lăsăm în pace. Să ne vedem de treabă și să-i lăsăm să-și urmeze drumul acesta. În zona religioasă, s-a spus ieri, în același timp, și o zic că este destul de interesant, se dezvoltă ecumenismul care urmărește ca în viitor să fie o religie. Și în același timp se vorbește și despre pluralismul religios. Nouă creștinilor ni se cere să nu mai fim exclusiviști. Pentru că noi suntem exclusiviști. Noi spunem mântuirea se poate obține numai prin Domnul Iisus Hristos. Petru, după vindecarea ologului de la Poarta Frumoasă, a spus, și erau acolo puternicii zilei și erau și oameni simpli, în nimeni altul nu este mântuire. Nu s-a dat oamenilor sub ceruri al nume în care trebuie să fie mântuiți. Și sunt tot mai mulți aceia care insistă să nu mai facem această afirmație. Să nu mai spunem că musulmanii, care sunt vreo 1.300.000.000, dacă nu greșesc, vor ajunge în iad dacă rămân cu Allah și cu Mahomet. Să lăsăm în pace pluralism religios, dar în același timp se dezvoltă ecumenismul. Și sigur că pluralismul religios ajută ecumenismul. Dar noi avem o problemă. Noi care vrem să fim integri, care avem un mandat precis de la Domnul nostru, avem de luptat și avem de apărat. Și mă refer la aceste două lucruri, da? Apărăm integritatea creștină. Ce vom face și ce vom spune? În primul rând întreb,
Vom ține cont de corectitudinea politică? Ea zice clar și veți vedea dumneavoastră. Se va zice tot mai insistent și se vor face presiuni. Și cei care promovează corectitudinea politică sunt agresivi, să știți. Ei nu pot ei cât ar vrea acum, dar probabil că vor fi ajutați de cei cu putere în viitor. N-avem voie să vorbim, să facem, să inițiem ceva. Și în urma ceea ce facem și inițiem, să ofensăm, să excludem, să marginalizăm anumite minorități. A apăra integritatea înseamnă să vorbim, să inițiem și să facem. A apăra integritatea înseamnă să rămânem la cuvântul lui Dumnezeu. Și eu cred că apărăm integritatea creștină, în primul rând, spunând adevărul, predicând adevărul. Într-o vreme în care ni se spune nu există adevăr absolut, noi trebuie să spunem de la amvon în conferințe și în toate locurile și cu toate ocaziile. Există un adevăr absolut. Hristos este adevărul. Modernismul secular a eșuat în căutările lui. Într-un fel, postmoderniștii recunosc lucrul acesta și au ajuns să spună nu există adevăr absolut. Noi trebuie să spunem că există. Apărăm integritatea spunând și predicând adevărul care este în Scripturi. Marele Apostol Pavel îi scria lui Timotei, în 2 Timotei, capitolul 4, versetele 3 și 4 și în continuare, va veni vremea când oamenii nu vor putea să suferă învățătura sănătoasă. Îi vor gâdi la urechile să audă lucruri plăcute. Își vor da învățături după poftele lor, își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndepta spre istorisiri închipuite. Vă întreb, a venit această vreme? Evanghelistul Moody, sper să nu greșesc, așa mi-aduc aminte că el a spus, în secolul 20 vor fi predicatori care vor predica fără Biblie. Și există astăzi vorbitori care umplu timpul, creează impresie, gâdile firea pământească, adună oameni, îi captivează, iar după aceea, dacă ai înregistrat sau scris ce au spus, constați că n-au spus mai nimic din Scriptură. Și așa și-au aranjat mesajul încât să nu deranjeze pe nimeni. Ori Evanghelia este cuvântul viu și lucrător al lui Dumnezeu mai tăietor decât o sabie cu două tăișuri. Scriptura vorbește împotriva păcatului. Cine trăiește în păcat nu este integru. Trebuie să fim integri și în vorbire, și în trăire, și în slujire. Și noi trebuie să spunem foarte clar celor care ne ascultă și acelora pe care îi conducem pe calea mântuirii că trebuie să fie integri, trebuie să nu facă niciun compromis, trebuie să fie și să rămână și ei și noi, cinstiți, sinceri, corecți, incoruptibili și așa mai departe. Oricât de mari ar fi tentațiile, promisiunile, ofertele, n-avem dreptul să trecem peste ceea ce este scris. Când predicăm, să nu facem spectacol. Glumele n-au ce căuta în mesajele noastre. Un predicator trebuie să fie deosebit de serios, să urmeze modelul Domnului Hristos și a apostolilor săi.
Trebuie să le spunem celor pe care îi slujim, îi păstorim. Sunt sub paza noastră, dragii mei. Într-o măsură răspundem în sufletele lor, chiar dacă răspunderea este personală și adevărat. Dar dacă nu le spunem adevărul, Dumnezeu ne trage la răspundere și cere sângele lor din mâinile noastre. Noi trebuie să le spunem ce este integritatea și că trebuie să fie integri, să le vorbim din când în când despre pericolele care sunt astăzi în lume, provocările contemporane, cum s-a spus ieri, și să le spunem că pentru a rămâne integri și a birui, trebuie să facă ceea ce a spus Apostolul Pavel. În Roman 13 el spune să ne dezbrăcăm de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Și dacă citim până la sfârșit, înțelegem că asta înseamnă să ne îmbrăcăm în Domnul nostru Iisus Hristos. Iar în Efeseni, capitolul 6, el spune să luăm armura lui Dumnezeu și știți care este armura lui Dumnezeu, cel care o are rămâne în picioare în ziua cea rea. Apărăm integritatea creștină, predicând, spunându-le oamenilor ce este integritatea, cum ne-a învățat Domnul să trăim, și apoi arătându-le care-i soluția și ce trebuie să facă creștinul anului 2015 ca să nu-și piardă integritatea. Și răspunsul este, rămânem integri dacă Harul Domnului locuiește în noi, pentru că știți că Harul ne învață ce trebuie să facem. Duhul lui Dumnezeu este în noi și avem grijă să fim îmbrăcați în Hristos Domnul și să avem armura lui Dumnezeu. Apoi, ca și păstori, apărăm integritatea, veghind asupra celora care slujesc împreună cu noi. E o conferință a păstorilor, am în față păstori penticostali. Fiecare dintre noi are sub autoritate, să spun așa, să nu zic sub ordine, da? Prezbiteri, diaconi, predicatori, dirijori de formații muzicale, lideri de grupuri muzicale, învățători de școală duminecală, lideri de tineret și așa mai departe. Cum suntem organizați și este bine să fim organizați. Dar e foarte important ca toți cei implicați în lucrare să fie oameni integri. E un lucru de căpătâi, după părerea mea. A ține în frunte un om compromis înseamnă mare pierdere pentru lucrare și pentru biserică și mare vină înaintea lui Dumnezeu. Numai pentru că mi este prieten, numai pentru că e licențiat sau poate chiar are un doctorat, numai pentru faptul că are mulți în jurul lui să-l țin chiar dacă este compromis, e o problemă și o vinovăție înaintea lui Dumnezeu. S-a spus ieri și subscriu la ceea ce s-a spus, unul singur nu poate fi înlocuit în economia lui Dumnezeu, dacă pot să spun așa, în lucrarea lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos, fără oricare dintre noi se poate, numai Domnul este de neînlocuit. Și El știți că este același ieri și astăzi și în veci. Eli, judecător în Israel, s-a făcut vinovat înaintea lui Dumnezeu. Le-a spus copiilor că nu-i bine ce fac. Își pierduseră integritatea și săvârșeau păcate înaintea lui Dumnezeu. Dar nu i-a oprit. Dumnezeu l-a judecat și o pedeapsă, o mare pedeapsă năprasnică a venit peste casa lui, cunoașteți istoria foarte bine. Noi trebuie să spunem, dar trebuie să îndrăsnim și să facem. Să nu fim numai teoreticieni, ci să punem în practică, să împlinim ceea ce este scris. Lucrarea Evangheliei, zidirea bisericii se face cu oameni necompromiși, cu oameni integri, cu oameni temători de Dumnezeu, cu oameni care au o relație clară cu Domnul.
ascultă glasul Mântuitorului și împlinesc poruncile. Apărăm integritatea, făcând consiliere într-un mod corect. Și iau aici un caz particular, sau mă refer la un singur lucru în mod deosebit, la ceea ce se numește consiliere premaritală. Mi se pare absolut normal să-i consiliem pe tineri înainte de căsătorie. Dar având în vedere cât de grav este păcatul curviei, în lumina Sfintelor Scripturi, ar trebui să avem mare grijă să nu primim în biserică mire și mireasă tinerii care după botezul în apă sau cu Duhul Sfânt au păcătuit. Pentru că mirele și mireasa reprezintă pe Domnul Iisus și biserica sa. Și nu cred că un tânăr sau o tânără compromisă pot să reprezinte pe Domnul și mireasa sa. Cred că este corect ceea ce spun și o hotărâre de felul acesta are și un caracter preventiv. Tentațiile sunt multe și mari. Dacă în biserica în care eu slujesc ca și păstor, se știe că tinerii află. Dom'le, chiar dacă am trăit împreună sau am trăit cu altcineva, ne căsătorește, că nu e nicio problemă. Vor fi mult mai mulți aceia care vor trăi înainte de căsătorie decât sunt acum. Nu spun că nu sunt. Dar să știți că totuși există oarecare teamă în inimile tinerilor și dorința de a fi mire și mireasă în casa lui Dumnezeu. Cu caracter preventiv ar trebui să avem grijă de lucrul acesta, pentru că adevărații credincioși trebuie să fie integri și biserica trebuie să apere integritatea. Cred apoi, intru într-o chestie și mai sensibilă puțin, dar stau de vorbă cu păstorii și din câteva nu-i nicio soră și dacă ar fi nu-i o problemă. Eu cred că atunci când îi consiliem pe tineri, ar trebui să le spunem foarte clar, în lumina Sfintelor Scripturi e permisă numai relația normală dintre bărbat și femeie. Orice perversiune e mare păcat. Considerați-mă cum vreți, se fac astăzi lucruri despre care eu nu știam în tinerețea mea. Nu știam că televizorul și radio nu spuneau, nu se scria, n-am avut prieteni în lume, că sigur, se făceau lucrurile și atunci, sigur, mult mai puțin decât acum, dar am avut doar prieteni credincioși, am fost la biserică, de unele nici n-am auzit. Înainte de Revoluție, când eram tânăr necăsătorit. Eu consiliez tinerii, le spun lucrurile acestea. Că am auzit, deocamdată n-am auzit de păstori penticostali, dar am auzit de alți păstori care spun cam așa: dom'le, soția ta, poți să faci ce vrei și cum vrei. Eu nu cred asta. Eu cred că doar relația normală dintre soț și soție, și suntem vinovați dacă nu le spunem tinerilor. Eu care sunt vechi, știți dumneavoastră cum e, obișnuit cu biserica, mai spun și în plen câteodată, cu grijă mare, fără să folosesc cuvinte și termeni prea grei, dar când e subiectul, bineînțeles, nu mă trezesc așa în mijlocul unui program, predic de una și arunc treaba asta. Să știe și ce mai în vârstă, ca nu cumva, vedeți cum e televizorul și internetul, dau peste ceva. Omul e curios din Eden și până astăzi, se spunea ieri că ispita e aproape, vrăjmașul se furișează în cea mai mică fisură din viața noastră. Nu cumva să fie îngenunchiați oamenii de care răspund într-o măsură înaintea lui Dumnezeu. Apăra integritatea înseamnă și asta. Familiile care se întemeiază trebuie să fie familii sănătoase. Bisericile formate din familii sănătoase sunt sănătoase și sunt puternice. Nu ne mai putem aștepta ca societatea secularizată să se însănătoșească din punct de vedere moral și spiritual. Eu n-am speranță, să știți. Vremurile sunt atât de târzii, venirea Domnului este așa de aproape, că eu nu mai cred într-o asanare morală, îmbunătățire morală și spirituală, aș dori-o,
Dar e sfârșitul foarte aproape și după profețiile biblice lumea merge din rău înspre mai rău, știți foarte bine. Dar noi trebuie să apărăm integritatea, să o urmărim în viața personală, să o urmărim în viața de familie și să o apărăm și în felul acesta. Apoi apărăm integritatea disciplinându-i pe aceia care săvârșesc păcate și încalcă integritatea creștină. Nu țin cont de ea. Nu e ușor. Și probabil capitolul acesta, cei mai mulți dintre noi ne facem un pic vinovați înaintea Domnului. Eu mă fac. Pentru că zic, să am mare grijă să-l salvez, să nu-l expun și așa mai departe. Dar totuși, disciplinarea după Biblie, nu mai am timpul că imediat trebuie să închei, a fost o cale, o metodă folosită și de primii creștini pentru apărarea integrității. Dacă lași pe un om care și-a pierdut integritatea, stricat, în mijlocul adunării, nepedepsit, s-ar putea să influențeze și pe ceilalți și e ca o frână care trage înapoi biserica. Disciplinarea este o altă cale de a apăra integritatea creștină. Și apoi, cred că se apropie zilele, sau au și venit deja, când trebuie să apărăm integritatea creștină și într-un alt fel. Am fost la Convenția Bisericilor Române Pentecostale din Statele Unite și Canada anul acesta și sâmbătă, înainte de programul de seară, mai precis între ora 5 și 6, între 4 și 5, iertați-mă, am stat de vorbă un ceas aproximativ cu fratele Mark Williams, care este supraveghetorul general al organizației pentecostale Church of God. Vă spun că mi-a făcut o impresie foarte bună și în discuții și a și predicat foarte bine și continui să spun că în toate națiunile Pământului și peste tot există oameni al lui Dumnezeu adevărați credincioși. Am discutat despre lucrare, bineînțeles, și despre vremurile pe care le trăim și vreau să vă spun că mi-a zis că luna anul viitor, în iunie, este programată o întâlnire de vreo 75.000 de păstori și lideri creștini pe un stadion, n-am reținut unde, probabil de fotbal american, un stadion foarte mare. Și bineînțeles, ei pregătesc întâlnirea aceea. Altcineva mi-a spus că el ar fi chairmanul acestei întâlniri, nu știu dacă e așa sau nu, dar oricum, un lider important, analizează ce se întâmplă în America, efectele, consecințele legii date, hotărârii luate de Curtea Supremă a Statelor Unite ale Americii și vor să vadă ce e de făcut și vor face ceva. Vor să lupte și în felul acesta pentru apărarea integrității. Săptămâna trecută am avut congresul Alianței Evanghelice din România. Venim în România acum. Și am luat o hotărâre, n-am fost mulți, am fost puțini, să ne implicăm într-un referendum care se va face, alții îl inițiază, zic eu, oameni de bine, pentru modificarea Constituției. Și se cere modificarea articolul legat de familie, să se precizeze în Constituție ce este familia, că se apără valorile familiei și așa mai departe. Și noi am hotărât și urmează să fiecare cult din alianță să numească un reprezentant care să lucreze acolo și să ne aducă pe toți sau să ne determine să ne implicăm în referendumul acesta. Am citit chiar aseară și m-am bucurat că Ministerul Învățământului de la noi a refuzat să introducă în programa de învățământ educația sexuală. Chiar dacă 60 de organizații, într-un mod agresiv, conduse de
oameni adepți ai secularismului care îl sud pe Dumnezeu, oameni de stângă și așa mai departe, cer cu insistență. Articolul în care citeam, în care am citit, spune 60 de organizații, dar au fost puțini cei care au protestat în fața Ministerului Învățământului. Și deocamdată, cel puțin în anul școlar care de curând a început, nu se introduce această materie de studiu. Dar întreb, ce vom face dacă ea se va introduce la anul, peste 2 sau peste 3 ani? Câteva săptămâni în urmă am citit undeva că vreo 20.000 de părinți din Ontario, Canada, au protestat și au spus: nu ne mai trimitem copiii în școlile publice, pentru că guvernul a introdus în programa de învățământ educația sexuală și învață pe copii din clasa 1-a, a 5-a, nici nu vă spun ce, că nici n-a spune unde lucruri. Este incredibil! Nu cred că acum 50 de ani un om cu mintea limpede ar fi putut gândi că vom ajunge vremurile acestea. Nu știu ce fac părinții aceia din Canada, au ce se întâmplă prin Suedia, prin Italia și așa mai departe. E foarte clar, e foarte clar că cineva, nu, din umbră mișcă lucrurile. Ei, noi mai citim așa, apare literatură, mai citim, ba de unii, ba de alții. Noi știm că în spatele tuturor sau deasupra tuturor este diavolul, bineînțeles, care știe că mai are puțină vreme și vrea să distrugă totul. Să știți că eu nu-mi pierd speranța. Am zis-o că ce s-a întâmplat în Statele Unite îi va face pe cei care mai au ceva în ei să se trezească. Sigur, mulți vor cădea. Nu mi-aduc aminte acum de date, dar imediat după 26 iunie, episcopalienii, apoi și ceva metodiști, apoi prima biserică baptistă care s-a desprins din Convenția de Sud, parcă 99, au spus: noi recunoaștem, e ok. Faimoasa mișcare Hillsong, că ați auzit de ea, că mulți o apără și la noi aici în țară, după ce unii au spus: domnule, noi suntem homosexuali, lideri de închinare, așa mi-aduc aminte că am citit, păstorul din Australia, parcă și cel din New York, au spus: ok, noi acceptăm și pe ei. Nu în frunte, nu, spuneau ei ceva, dar așa sunt ei, trebuie să-i primim. Provocări mari și grele. Ce vom face? Trăim într-o adevărată junglă spirituală. Păstrăm integritatea sau renunțăm la ea? O adaptăm la vremurile în care trăim, spunând că nu se mai poate ca altă dată? Sau păstrăm standardele? Spunem adevărul și trăim adevărul. Apărăm integritatea și apărăm biserica sau bisericile peste care ne-a pus Domnul și de care răspundem înaintea Lui. Mare întrebare. Răspunsul trebuie să-l dea fiecare în dreptul lui. Cu ceva vreme în urmă, eu am zis, probabil că prigoana va începe de aici, că ni se va cere, vorbesc de noi, de păstori, ni se va cere să-i căsătorim pe homosexual sau pe lesbiene. Ni se va cere să nu mai discriminăm, așa cum spun, să nu predicăm împotriva lor. Ni se vor cere o mulțime de lucruri. Știți că problemele au început în Statele Unite și în urma ei. Ori dacă ei au o curte supremă și noi avem CEDO, nu, care e cam același lucru, Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Domnul știe ce se va întâmpla în viitor. Biblia spune, dacă acum sunt vremuri grele, cele care vor veni vor fi și mai grele. Și vreau să vă spun în încheiere, Dumnezeu nu s-a schimbat, nu-i mai puțin sfânt ca atunci când Isaia l-a văzut în capitolul 6, scrie în capitolul 6, stând pe scaunul lui de domnie. E la fel de sfânt, el a spus: fiți sfinți, că și eu sunt sfânt. În Noul Testament
găsim exigențe mai mari decât în Vechiul Testament. E clar. Gândiți-vă numai la adulter, gândiți-vă numai la ură. Cine urăște pe fratele lui este un ucigaș. N-avem voie să schimbăm standardele, n-avem voie să trecem peste ceea ce este scris, oricare ar fi prețul pe care ar trebui să-l plătim. E biblic să suferim pentru credință. Că atunci când lupți, s-ar putea să ai parte de suferință. Iuda cere să luptăm pentru credința dată sfinților, dată pentru totdeauna. E biblic să ne și apărăm. Când suferim, să ne bucurăm, spunea Domnul Iisus Hristos. Dar e biblic să ne și apărăm. Cât putem și până unde putem, evident, da? Și vrem să o facem. La nivel instituțional, să-i spun așa, pentru că suntem în cultul creștin pentecostal din România. Și dacă vom fi împreună în rugăciune, în post, în luptă, eu cred că Domnul nu ne lasă. Așa cred că nu ne lasă. Nimeni nu-i desăvârșit, doar Domnul a fost de o integritate desăvârșită de plină. Noi tindem înspre integritatea desăvârșită, ne rugăm și luptăm pentru aceasta. Zic în final, Domnul pe toți să ne binecuvânteze. Să ne ajute să predicăm despre integritatea creștină. Să fim integri în viața personală și să ne străduim să avem familii care prețuiesc integritatea. Credibilitatea unui păstor, autoritatea lui crește atunci când soția lui, când familia lui sunt în biserică și îl slujesc pe Domnul. E așa de important să veghem asupra noastră, asupra familiilor noastre și apoi și asupra bisericilor în care Domnul ne-a așezat. Să apărăm integritatea, vorbind despre ea, explicându-le credincioșilor ce înseamnă să fii integru, explicându-le ce trebuie să facă, să rămână integri. Harul ne ajută să ne îmbrăcăm în Hristos, să avem armura lui Dumnezeu și așa mai departe, să fim plini de Duhul lui Dumnezeu, să luptăm, să apărăm integritatea, veghind asupra celora care slujesc și dau tonul, sunt oameni influenți în biserică, trebuie să fie oameni integri. Să avem în vedere integritatea când consiliem. Eu m-am referit la pregătirea pentru căsătorie, dar consiliem și discutăm de atâtea lucruri, întotdeauna să ne raportăm la Scriptură și să nu cedem, să știți. Chiar dacă cel care stă în fața noastră într-o situație foarte grea, foarte jos, moral sau spiritual, e corect să-i spunem care-i standardul, ce spune Biblia, ce așteaptă Dumnezeu, care o șansă să se ridice, dacă îl sfătuim cum este corect. Iar dacă îi spune merge și așa, și alții sunt așa, nu fi prea necăjit, nu avea nopți nedormite și așa mai departe, cred că greșim și nu-l ajutăm, noi ar trebui să îl ajutăm. Și când situația o cere, să apărăm integritatea disciplinându-i pe cei care și-au pierdut integritatea, se fac vinovați înaintea lui Dumnezeu și trec peste Sfânta Scriptură. Și apoi când situația o cere, să apărăm integritatea și acționând instituțional. Și probabil că va fi nevoie, situația o cere, tot mai mult și tot mai des în viitor. Domnul să ne binecuvânteze și să ne ajute să înțelegem tot ce s-a spus în aceste zile, să cerem putere de la Domnul, să facem și să împlinim, să rămânem integri până la capăt și apoi în mod sigur Domnul ne va răsplăti, vom fi mireasa Domnului nostru Iisus Hristos, vom și împărăți împreună cu El 1000 de ani, așa cum spune Sfânta Scriptură, și pentru vecii vecilor îl vom sluji, vom fi cu El, vom fi împreună cu El. Domnul să ne dea tuturor harul acesta. Amin. Amin.